insula iubirii ca insula iubirii. Dar nici nu vorbește nimeni despre cuplurile anilor 2000. Așadar, nu știi că ai nevoie de asta. Și desigur că m-am gândit să începem cu Ștefan Bănică Junior și Andreea Marin. A fost clar dintre cele mai mediatizate cupluri din vremea aceea. Ștefan Bănică prezenta Dansez pentru tine începând din 2006 și Zâna Surprizilor prezenta Surprize Surprize, care s-a oprit în 2007. Deci cumva amândoi aveau două producții de succes în același timp, dar pe posturi diferite. Celebra sa piesă Veta o are în videoclip pe Andreea Marin, cu care urma în 2006 să se căsătorească. Foarte frumoasă Andreea Marin. Rochia nu, dar ea este frumoasă. Era ceea ce numea presa cuplu perfect, toată lumea se uita la dânsii. Și ca o paranteză, Andreea Marin este una dintre cele mai bune prezentatoare care au fost vreodată la televizor, după părerea mea. Andreea, dacă vezi asta, te salut! Dar cum orice început are și un final, cei doi s-au despărțit după 2 ani de căsnicie, când Ștefan Bănică, în mod evident, o înșelat-o. Și nu cu superba Iulia Vânturi, pe care o absolut iubesc, o doamnă distinsă. Aș vrea să spun că cu Lavinia, dar nu cred că cu Lavinia, și mi-aduc aminte, stă în memoria mea, acest clip cu Andreea Marin, care o întreabă pe o doamnă, da sau nu. Se rămânește acum, da sau nu? Cred că nu este cazul. Da. O să invit aici în scenă. E împreună un copil, Violeta, cea pe care acum tot arată de televiziunile că este foarte frumoasă și foarte isteață. Și da, și această femeie a fost înșelată. Vreți să mai continuăm lista? Trăiesc în continuare cu nostalgia vremurilor apuse în care clipurile și lumea și viața arăta așa. Sau așa. Și dacă v-a plăcut clipul, vă invit și cu alte recomandări pentru această serie. Oricum o să o fac, de fapt, dar ziceți-mi cu ce vreți să mai fac.